Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În premieră, la Cura Văii va avea loc festivalul antic Bătălia dintre Carp și Roman pe Via Angustia. Compartimentul de primiri urgențe al Spitalului Onești este unul etalon. Mugura și Mănăstireni participă la Zilele Comunei Parcova, Republica Moldova. Consiliul Local și primarul Comunei Gura Văii Silviu Tinei împreună cu Asociația Veteres Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț organizează pe 1-2 octombrie festivalul antic Bătălia dintre Carp și Roman pe Via Angustia, partenerul media fiind Acum TV. Festivalul antic Bătălia dintre Carp și Roman pe Via Angustia este primul festival de reconstituire antică din zona Văii Trotușului, iar inițiativa realizării acestuia aparține Consiliului Local și primarului Comunei Gura Văii Silviu Tinei. Astfel, în prag de toamnă, la începutul lunii octombrie, pe 1 și 2 octombrie, în apropierea Oneștiului, mai precis la Gura Văii, ne vom delecta în premieră cu spectacole de reenactment, lupte 1-1 între daci și romani, ateliere antice, dar și cu o mare bătălie dintre carpi și romani pe Via Angustia la Gura Văii. Surpriza serii o va constitui defilarea cu torțe aprinse. Aceasta va începe din fața clădirii primăriei Comunei Gura Văii și până la tabăra antică. Potrivit organizatorilor, timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, mai mulți războinici daci și romani vor reînvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitând publicul într-o călătorie în timp. Domnule primar, suntem în locația unde veți face tabăra antică, unde romanii și dacii se vor confrunta. Am înțeles că pregătiți un eveniment surpriză, un eveniment care va rămâne cu siguranță în memoria locuitorilor comunei, dar și a celor din zonele învecinate. Așa este. O să organizăm în premieră la Gura Văii un festival antic, așa cum a spus și dumneavoastră. Vom aduce în prim plan, live, ca să spun așa, lupta între daci și romani, chiar aici la Gura Văii. Vreau să rămână un moment unic în memoria comunității locale și nu numai. Vreau să rămână un moment unic în istoria Văii Trotușului, de altfel. Cei care vor veni la acest festival antic, cum a spus dumneavoastră, cu siguranță pot veni cu cei mici, pentru că vor avea ateliere meșteșugărești, vor putea bate monedă, vor învăța scrisul antic, vor învăța să tragă cu arcul, să arunce cu săgeata, ceva ce noi poate am uitat în zilele de azi. Așa cum am spus-o întotdeauna, prima dată mă adresez celor mici, elevilor, îi aștept cu mare, mare drag și cu brațele deschise, să vadă cu ochii lor cum trăiau strămoșii noștri, să vadă de unde a plecat România de astăzi, de la colonizarea romană asupra dacilor, să vadă cum trăiau strămoșii noștri, să vadă cu ce se îndeletniceau, să vadă obiceiuri, să vadă cutume, să vadă port, să vadă mâncare și de ce nu să participe chiar activ în marea luptă a dacilor împotriva romanilor. Surpriza serii va fi defilarea cu torțe și a romanilor împreună cu dacii, pentru că până la urmă au învățat să trăiască împreună și așa s-a format și poporul român, de fapt. Așa este, în prima seară va avea loc defilarea cu torțe prin satul Gura Văii. Traseul va începe din fața primăriei și va continua către tabăra de desfășurare, acolo unde a avut loc și parcul tehnic al Cupei Off-Road, pe malul Trotușului, într-un peisaj natural, pitoresc. Vom avea activități frumoase, așa cum a spus și dumneavoastră. Sunt convins că cea mai interesantă și cea mai căutată va fi aceea de monetărie antică, bătutul monedei. Copiii pot să-și păstreze ca suvenir acea monedă. Și nu-i va costa nimic. Atenție! Evident, este gratuit din partea organizatorilor și sunt convins că acest festival, acest eveniment cultural, de altfel, se adresează celor care doresc și sunt însetați de cultură. Va fi un adevărat succes, pentru că deja primim semnale de la cadre didactice de pe raza municipiului Onești și comunele limitrofe care vor să vină cu clasele de copii să participe. Chiar transmit un mesaj pe această cale și invit toate cadre didactice, profesori de istorie mai ales, care vor să participe cu elevii lor la acest eveniment. Intrarea este liberă, este gratuită. Primăria Gura Văii cu organizatorii acestui eveniment vă așteaptă cu mare, mare drag, număr cât mai mare.
pe lângă după atâta bătălii și atâtea confruntări, unul la unul, lupte între daci și romani și marea bătălie, cu siguranță ni se va face foame, vor fi și tarabe cu mâncare. Am invitat în primul rând producătorii locali de pe raza comunei Guravăi, care vor oferi diverse produse alimentare, de la miere de albine până la produse din lactate de la oi sau capre de pe raza comunei, dar nu exclud participarea și altor producători locali din comunele limitrofe. Eu nu îmi doresc să mă închid în jurul comunei mele, ci îmi doresc ca această comună să fie deschisă pentru toate comunitățile de prin împrejurim, pentru că trebuie să trăim într-o bună coexistență. Acesta a explicat că nu întâmplător festivalul este organizat anul acesta pe raza comunei Guravăi, căci scopul declarat al primarului Silviu Tinei este de a face cunoscută zona, de a promova frumusețile și pitorescul locurilor. Sâmbătă 1 octombrie, în jurul orei 11, va avea loc ceremonia oficială de deschidere a festivalului în zona lungii trotușului, urmată de prezentarea trupelor de reenactment prezente, atelierelor carpilor și romanilor. Taberele și numeroasele ateliere meșteșugărești antice vor fi deschise cu această ocazie și vor funcționa până seara, la ora 19. Vor fi ateliere de prelucrare a lemnului, de monetărie, întreținere echipamente, jocuri romane, tir cu arcul, aruncări cu sulița, scriptoria, scrisul antic, fierărie, metaloplastie. Activitățile din tabăra antică, dar și de la spectacolele de reenactment istoric, vor fi realizate de Asociația VTRS Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț. Pe parcursul zilei de sâmbătă vor avea loc demonstrații de tehnică militaro-daco-romană, lupte de gladiatori, iar cei mici se vor putea confrunta și ei cu replici din lemn, de săbi și scuturi. În cursul serii este programată marea bătălie dintre carpi și romani. Petrecerea antică va continua cu defilarea cu torțe aprinse și se va încheia cu rugul lui Zamolse, un ritual de incinerare spectaculos. Duminică vor fi activități în tabăra antică, iar cei mici vor putea exersa ei înșiși meșteșugurile din atelierele carpilor și romanilor. Evenimentul este organizat de Consiliul Local și primarul comunei Guravăi Silviu Tinei, împreună cu Asociația VTRS Milite Sibiu și Asociația Culturală Interactivă Neamț și are ca scop promovarea tradițiilor și potențialului turistic al comunei Guravăi. Multiple proiecte pe fonduri europene sunt în curs de implementare la Onești. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul unor declarații de presă, a menționat despre relația de bună colaborare pe care a avut-o cu europarlamentarul Dragoș Benea, pe atunci președintele Consiliului Județean Bacău, în realizarea centrului de primiri urgențe al Spitalului Oneștean, proiect pilot la momentul respectiv chiar în România. Într-o privire m-am înțeles cu domnul Benea la acea vreme. Domnul Benea era președintele Consiliului Județean și nu doar primiri urgențe, secția primiri urgențe, o secție asemănătoare, era la vremea respectivă același secretar de stat sau domnul Arafat, s-a dus conducerea spitalului la vremea respectivă la dânsul pentru un aviz, i-a trimis la Târgu Mureș și i-a pus să modifice proiectul să arate exact asemănător, să are același flux cu primirii urgențe de la Târgu Mureș. Noi avem într-adevăr o secție de primirii urgențe ultramodernă și cu un flux bun, inspirat de la Târgu Mureș. Așa cum am spus, nu doar acel proiect s-a realizat prin implicarea domnului președinte Dragoș Benea, ci și cele trei secții, ORL, oftalmo și neuro, reabilitarea, tot în mandatul meu anterior, dintr-o bună conlucrare cu Consiliul Județean în persoana domnului președinte, domnului europarlamentar, acum spun domnul președinte, că la vremea respectivă era președintele Consiliului Județean. Tot în perioada respectivă am depus și pentru asfaltarea celor 16 străzi din satul Catolic și din același proiect a făcut parte ulterior, s-a adaptat și s-a asfaltat și cartierul nou din Slobozia. Au fost proiecte care, repet, dintr-o simplă privire, dând dovadă atât eu cât și domnul președinte de maturitate politică, s-a trecut peste orice orgoliu, n-au contat partidele și am putut implementa și demara proiecte bune pentru Onești.
lucru care se întâmplă și în ziua de azi. Este un om de cuvânt, un om care își respectă cuvântul. Eu vă spun sincer că dacă din partea acestor oameni se spune ceva, sunt sigur că în proporție de 99% se și rezolvă. Sâmbătă 8 octombrie, la Palatul Ghica din Comănești, se va desfășura balul La Belle Époque. Parfumul nebunelor dorinți, o călătorie în timp pe ritmuri de vals La Belle Époque, este anul acesta a cea de-a doua ediție. Evenimentul ne propune o călătorie în atmosfera anilor 1900, mai exact în perioada La Belle Époque. Organizatorii ne asigură că vom face o incursiune culturală cu muzica vremurilor, cu valsuri celebre și nu numai, cu teatru, costume de epocă. Sâmbătă 8 octombrie va începe cu orele 16 la Palatul Ghica, balul cu parfum de epocă în care va fi recreată atmosfera marilor evenimente mondene ale acelor vremuri. Este un eveniment cu dress code pentru a retrăi eleganța și stilul de viață, sociabilitatea de acum 120 de ani. Călătoria începe cu o plimbare cu caleașca în curtea palatului, bineînțeles în ținute de epocă. Actorii Teatrului Bacovia ne vor invita la teatru și vom urmări chirița lui Vasile Alexandri. Împreună cu Raluca Partenie și Muzeul Micul Paris ne vom putea bucura de o expoziție de vestimentație și accesorii din această spectaculoasă perioadă istorică Belle Époque și de o conferință pe tema Pălăria, simbolul eleganței. De altfel, pălăria va fi vedeta balului, light motivul ediției din acest an. De altfel, se va organiza și un atelier de decorat pălării cu flori. Organizatorii ne propun să aducem câte o pălărie din garderoba proprie, pe care să o accesorizăm cu flori, spice de grâu sau de ovăz, ciorchin de struguri, prune, pene de struț, de fazan, în cadrul atelierului de accesorizat pălării. Seara se va încheia cu un spectacol de dans, unde timp de 60 de minute muzica de quartet te va face să vibrezi, iar noi vom pluti pe ringul de dans alături de dansatori profesioniști. Seara dansantă va fi întregită în mod armonios de recitalurile interpretate de un invitat surpriză acompaniat de muzica quartetului Consonanțe. Zilele acestea, deputatul de Bacău, Cătălina Ciofu, a făcut parte din delegația Comisiei pentru Învățământ a Camerei Deputaților din Parlamentul României la Lisabona pentru a întări relația dintre Portugalia și România alături de Comisia Omologă, dezvoltând cooperarea bilaterală în domeniul educației. Am avut vizite de lucru cu membrii Comisiei pentru Învățământ din Parlamentul Republicii Portugalia, prezidată de deputat Alexandre Quintanilla, punând accentul pe schimbul de bune practici în reducerea abandonului școlar, dezvoltarea învățământului profesional și asigurarea unui sistem de educație echitabil și egalitatea de drepturi. La Ministerul Muncii, Solidarității și Siguranței Sociale am avut o întrevedere cu doamna Ana Sofia Antunes, secretar de stat pe tema incluziunii sociale. Portugalia a reușit, după o reformă începută acum 30 de ani, să aibă un grad de incluziune socială a persoanelor cu deficiențe de peste 70%. Alături de părinți, copiii cu nevoi speciale au fost acceptați tot mai ușor în sistemul de învățământ normat printr-un proces de integrare, lipsit însă de efort și durere. Mulțumiri și aprecieri excelenței sale, doamna Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Portugalia, pentru tot sprijinul acordat pentru întărirea relațiilor bilaterale, a precizat deputatul PNL de Bacău, Cătălina Ciofu. O delegație de la Primăria Comunei Mănăstirea Cașin și ansamblul Mugura și Mănăstirea ne-au fost invitați să participe la zilele Comunei Parcova, localitate înfrățită cu Mănăstirea Cașin. Mai multe aflăm chiar în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații al Primăriei Comunei Mănăstirea Cașin la Primăria Comunei Parcova, Republica Moldova. Doamna primar. Având în vedere invitația domnului primar al localității Parcova, raionul Edinez, Republica Moldova, localitate înfrățită cu Comuna Mănăstirea Cașin, înregistrată la Primăria Mănăstirea Cașin cu numărul 7590 din 7-9-2022 și prevederile hotărâre de guvern 518 pe 1995 cu modificările și completările ulterioare, propun să inițiați un proiect de hotărâre de Consiliul Local privind deplasarea unei delegații ce va reprezenta Comuna Mănăstirea Cașin la manifestările prelejuite de Ziua Satului, organizate de Primăria și Consiliul Local Parcova, Raionul Edinez, Republica Moldova. Aveți și invitația, l-ați avut-o pe e-mail, da? Ați fost întrebați care dintre dumneavoastră vă dați intenția de a participa la acest eveniment al nostru. Am purtat și discuții cu o firmă, cum de altfel ați și discutat, am discutat la ultima ședință pentru transport.
Suntem din Consiliul Local și cu primarul, cu aparatul primarului și, după cum bine știți, și ansamblul Mugurașe. Supunem la vot? N-am fost la ședința trecută, am venit mai târziu. Deci este vorba de... O deplasare. Consilieri, nu? Da, consilierii. Salariați primării. Nu salariați primării. Din primărie atâta merge eu, ca primar, domnul viceprimar, doamna contabilă și doamna secretar. Și din consilier au fost întrebați toți, domnul Unibu. Și care și-au, și care și-au exprimat intenția. Și ansamblul Mugurașe. Și ansamblul Mugurașe. Nu. Spunea este că eu aseară, la o discuție aici din fața școlii, era că niște copii de aici au comentat că merg toți din ansamblul Mugurașe. Merg, da. Toți? Nu toți, nu. Sunt 18 care merg din ansamblu. Sunt 18 persoane. Sunt dansatori, sunt și soliști și coordonatorul, domnul Blănar. Ansamblul mai mare de 18? 18 merg. 18 persoane sunt la ansamblu. Da. N-ai cum să iei pe toți, să vrei să iei, n-ai cum să iei. Domnul Blănaru și-a făcut un grup care, cu care își va, deja a dat și programul acolo, când va cânta, ce va cânta, e program, cum de altfel și noi când au venit la noi la mănăstire, i-am întrebat când puteți intra, în ce zi, cum, deci plecarea va fi sâmbătă dimineață și duminică seara ne întoarcem, că nu stăm la poveștea vă. Iar intrarea în spectacol e sâmbătă seara al Mugurașilor. Supunem la vot. Cine este pentru? Duminică 25 septembrie de la ora 15 a avut loc la Oneș pe platoul din fața Casei de Cultură Promenada Inimilor. Au răspuns prezent și sportivii CSM și ai CSS alături de antrenorii principalelor ramuri sportive, cât și directorii celor două instituții. Planurile pentru secția de badminton a Clubului Sportiv Școlar Oneș sunt cel puțin 4 medalii anul ăsta la următoarele două campionate naționale. De asemenea, am deschis o filială, o secție a clubului la Dărmănești, unde domnul Maftei Ștefan, profesor Clubul Sportiv Școlar Onești, face o treabă extraordinară, spun eu, deja având medalii la campionatele naționale. Țin să-l felicit și să-i mulțumesc domnului profesor Turturică Ionuț, voluntar la Clubul Sportiv Școlar Onești. Deci, vedeți, mai sunt și voluntari care vor să facă performanță. Felicitări profesorului Hahuie Valentin, mult succes și vă așteptăm la badminton. Secția de box înființată în 2020 este cea mai tânără secție a Clubului Sportiv Municipal din Onești, dar nu cea mai tânără la nivel de comunitate. Ea a existat cu ani de zile în urmă, a avut mari campioni, au existat mari sportivi la box și la rugămintea oamenilor din oraș ne-am hotărât și am înființat această secție. Bineînțeles că copiii n-au întârziat să apară, sunt în fața noastră, bine ați venit. Și în 3 ani de zile am reușit să promovăm deja 3 copii la lot, dintre care astăzi 2 au plecat la campionatele europene, componența ai lotului național de juniori, Cosmin Buleu și Alexandru Cărare. Să le ținem pumnii și să le urăm baftă. Tot alături de noi anul acesta s-a alăturat și alături de antrenorul clubului Vasile Pradaeș s-a alăturat și domnul Relu Auraș și am întărit astfel echipa de tehnicieni.
Lucrările la Căminul Cultural din cartierul Lapoș Dărmănești au fost finalizate, iar în perioada următoare administrația publică locală va face inaugurarea. Din declarațiile primarului orașului Dărmănești, Toma Constantin, am aflat că o fostă școală ce nu mai era folosită drept instituție de învățământ a fost transformată în cămin cultural. Mai multe aflăm chiar în minutele următoare de la primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma. Da, e vorba de căminul cultural din cartierul Lapoș, cămin cultural care construit între cele două războaie mondiale și care a avut destinația de școală. Era o clădire cu un grad destul de avansat de deteriorare și de circa o lună ne-am apucat, am făcut investiții din buget local aici, tot ce ține de infrastructura exterioară și mă refer aici, am schimbat acoperișul, am făcut termosistem, alei perimetrale, gard și așa mai departe și acum lucrăm la partea de interior și sperăm că în 2 săptămâni, maxim 3 săptămâni, eu mi-am stabilit țintă 1 octombrie să fie finalizat. Deci, cu alte cuvinte, mai e foarte puțin până când o să redați clădirea circuitului public. Da, repet, 1 octombrie ca țintă și sperăm ca în această locație din nou să se reia acele activități culturale, poate și micile petreceri făcute de comunitate, poate de la școală, eu știu, tot ce ține de viața culturală unei comunități, cum este cartierul Lapoș. Practic ați lăsat să nu se piardă o clădire, nu? Ați fost la școală, ați transformat-o în cămin cultural. E vorba de foarte multă istorie și foarte multe amintiri în clădirea din spatele meu. Cei care sunt mai în vârstă, și mă refer aici la oameni de peste 70 de ani, au învățat în această școală. Părinții mei au învățat în această școală, mama care este încă locuiește în satul Lapoș, în cartierul Lapoș, a învățat în această școală și toate amintirile lor, toate rezultatele lor converg aici. Da, și era păcat să lăsăm acest simbol al comunității să se dă rămâne și să dispară. Preotul Banciu Paraschiv, din cadrul Inspectoratului de Jandar Județean Ștefan cel Mare Bacău, este autorul cărții lansate la sediul protopopiatului Moinești în cadrul Zilelor Cultural-Duhovnicești. Cartea File de Istorie Trecut și Prezent este o lucrare document scrisă în urma unor cercetări care s-au întins pe parcursul a numai puțin de 4 ani, timp în care a studiat colecții de arhive de la Bacău, Roman, București și Iași, dar și dosarele parohiilor și școlilor aflate sub jurisdicția protoieriei Moinești. Am vrut să prezint frumoasa Valea a Trotușului, greutățile și încercările acestor oameni de-a lungul vremurilor, a explicat autorul lucrării. Părintele Paraschiv s-a alăturat echipei jandarmilor băcăuani în 2022, este tata 2 copii și absolvent al Facultății de Teologie Andrei Șaguna din Sibiu, promoția 2002. După absolvirea facultății a urmat cursurile de masterat la secția istoriei, iar de-a lungul carierei a fost profesor la Colegiul Național Pedagogic Ștefan cel Mare Bacău, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Gheorghe din Roman și la Școala Gimnazială din Balcan. Între anii 2003-2015 a fost la parohia Balcan Marginea, iar în 2018 a lansat prima carte, Balcan Margine, File de Istorie. La eveniment au participat colegi jandarmi, rude și apropiați ai autorului. Au fost ținute alocuțiuni de către reprezentanții bisericii, inspectorul șef colonel Babiș Adrian, invitați și prieteni care au făcut aprecieri cu privire la importanța conținutului documentat al lucrării. Colonelul Babiș Adrian i-a oferit o diplomă de excelență și l-a felicitat pentru munca depusă la realizarea lucrării. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 29 septembrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 26 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Vineri 30 septembrie, în cea mai mare parte, cerul va fi senin, vremea continuă să se încălzească simțitor, maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.